Legendele Olimpului, volumul 1, intitulat Zeii, de Alexandru Mitru. Capitolul Potopul. Zeus se înapoiase nespus de mâniat din lunga sa călătorie de pe pământ. Tot ce văzuse în Frigia și în Arcadia îi dovedise neîndoielnic că oamenii nu îl iubesc, nici nu îl respectă de ajuns. Se tem numai de el și atât. Deci, întorcându-se în Olimp, Zeus a poruncit lui Hermes: adună-mi de îndată zeii! Vocea lui Zeus tremura, privirea sa era ca marea când se dezlănțuie furtuna, pe frunte îi se aduna mânia în cute întunecate ce nu vesteau nimica bun. Hermes, cu aripi la picioare, la umeri și la pălărie, zbura prin cer și striga tare: veniți, veniți, cât mai degrabă, stăpânul, Zeus, poruncește să vă adunați, veniți în sala de ospețe, Zeus se și găsește acolo. Cum auzeau porunca adusă de pristav, zeii săreau și, lăsând toate la o parte, petreceri, jocuri sau concursuri, porneau în goană spre palat. Lui Zeus nu-i plăcea zăbava și repede și ieșea din fire. Atunci nu mai cruța pe nimeni, chiar de era un fiu al său. Calea pe care veneau zeii, după poveștile Eline, este aceea ce se vede și azi pe cerul mătăsos atunci când noaptea e senină. Noi o numim Calea Lacteie. Palatul marelui stăpân, clădit de fiul său Hefaistos, din aur și aramă, era cu porțile deschise și zeii au intrat grăbiți. Era un freamăt și o zarvă în tot Olimpul, ca atunci când Zeus își pregătea lupta cu titanii. Lângă palatele lui Zeus erau strânși zeci de slujitori, de zei mai mici, aceia care alcătuiau cortegiile și însoțeau pe olimpieni. Și ei se frământau cuprinși de teamă, își șopteau tainic la urechi: să fi reînceput titanii războiul cu Olimpul nostru? În vremea asta, zeii cei mari, zeii olimpieni, se adunaseră în sala unde îi aștepta stăpânul. Zeus ședea pe tronul său, cu fulgerele în mâna dreaptă și în mâna stângă purta sceptrul. Vulturul, cel cu pene sure, vulturul care zbura zilnic să-l sfâșie pe Prometeu, era acolo lângă dânsul. Stăpânul și-a clătinat capul și pletele-i nepieritoare. Marea, pământul, stelele, cerul întins s-au zguduit, ca bântuite de cutremur, și au fost gata să se sfarme, să se prăvale peste Tartar. Frați și surori și fii și fiice s-au îngrozit și și-au șoptit: ce e cu tata? Ce se întâmplă? Atât de tare e supărat cum n-a fost încă niciodată. Hermes și retul știa taina. El însoțise pe stăpân în lunga lui călătorie. Cunoștea gândul, supărarea și planurile tatălui, dar nu spusese nimănui. Păstra secretul pentru el și acum zâmbea văzând pe ceilalți cum se frământă și șoptesc neliniștiți, îngrijorați. Ascultați bine, olimpieni, atunat Zeus către ei. A venit vremea ca să stingem nesuferința seminției a fiilor lui Prometeu, aceia care împânzesc câmpiile, pădurile, munții și țărmurile mării. Cum? Ce tot spune? Întrebau zeii. Vrea să distrugă oamenii? Băgați de seama, a urmat Zeus, zvâgnindu-și brațele în sus. Eu n-am avut atâta grijă pentru Olimpul fericit în care noi hălăduim, nici când au năvălit giganții și înfiorătorul Tifon. Oamenii sunt mai primejdioși, ei seamănă cu noi, cu zeii. Mintea lor e prea ageră. Într-o zi se vor răscula. Eu singur i-am văzut pe oameni în Frigia, nepăsători când rosteau numele lui Zeus. Iar un rege, Licaon, a vrut să îmi întind o cursă și plănuia să mă răpună. Aflați însă că regele a și fost pedepsit de mine. L-am prefăcut în fiară, lup, dar frigienii? Înecați, tot satul lor l-am scufundat. N-au rămas decât doi bătrâni pe nume Filemon și Baucis. Ceilalți s-au dus în fundul apei. Dreaptă răsplată le-ai dat, Zeus, au glăsuit toți olimpienii. Dreaptă? A strigat iarăși Zeus, tăindu-le cu un semn cuvântul. Dar a căzut numai un sat și dincolo un singur om. Și nu de un sat și nu de un om îmi este mie grijă, ci de toți ceilalți la un loc. Dacă într-o zi le vine pofta să urce în Olimp la noi, să nu mai recunoască cerul și să se înscăuneze ei stăpânitor peste pământ, atunci, zei, ce ne vom face? Oh, asta nu se poate, nu! Oamenii să urce în Olimp și să se cârmuiască singuri, mai bine piară de pe acum.
Să împiedicăm această crimă și să dispară acest neam de muritori prea îndrăzneți care ne amenință domnia, a zis la rândul său Poseidon. Însă mă întreb, a spus Atena, cine o să ne aducă jerfe, cine o să ridice temple și o să le umple cu ofrande? Libații, cine ne va face? Noi ne-am deprins să fim slăviți, chiar de n-o fac cu bună voie, oamenii tot ne mai slujesc. Ce zici de acest lucru, Zeus? Asta o să mai vedem. Ne vom gândi să-ți dăm răspuns mai la sfârșit, a rostit Zeus. Acum nu vrem altceva decât să-i pedepsim pe oameni. Să-i pedepsim, lovește-i tu cu fulgerul, să ardă în flăcări tot pământul, s-a repezit neghiobul Ares. Am cugetat și eu la asta, a grăit Zeus către Ares, însă mi-am amintit că în timpul cât a fost lupta cu giganții, era să se aprindă slava, unde se află acum cerul nostru. Și eu mai știu de la Uranus că s-ar putea să vină o zi când va lua foc și însuși eterul. N-am vrut să aleg această cale. Am cugetat că e mai bine să-i înecăm. Dar bine, cum, m-a întrebat zeița Hera? Nu-i greu deloc, a răspuns Zeus. Strâng norii de ploaie din tot cerul și plouă, până când dispar cu toți înecați toți oamenii lui Prometeu. Vuia Olimpul de Urale. Stăpânul a lăsat să treacă Uralele până la sfârșit, când s-a făcut din nou tăcere, a dat cu sceptru în podea. Să înceapă așadar potopul. Tu, Hermes, fugi până la Hades și îl prevestește că în curând vor sosi umbre cu duiumul. Umbrele celor morți vor sta grămezi în jurul porții ce duce în ținutul său, ținutul groazei și al morții. Voi, zeii, Ares și Apollo, ieșiți afară și vedeți de sunt acolo Boreu, vântul de miază noapte și toate celelalte vânturi care, suflând, pot risipi norii cei buluciți a ploaie. Luați-i cu voi, țineți-i bine. Artemis cheamă pe Eol, vestitul rege peste vânturi. Și toți care încotro fugeau să-i împlinească vrerile cât mai cu sârg și cât mai bine. Zeii acelor vânturi care împrăști adesea norii au fost luați crămadă de Eol și duși departe niște margini, zăvorâți într-o peșteră la gura căreia a pus doi monștri naripați de strajă să nu poată scăpa niciunul. În schimb, Eol a poruncit la cererea stăpânului să vie Notul, vântul care aduce cu el nori și ploi, vântul cel cald de miază zi. Zeus l-a cercetat privându-l pe zeul vânt din tălpi în creștet. Pe fruntea lui sta împletită negura care mohărăște văzduhul înaintea ploii. Din penele aripilor întinse peste un sfert de lume, având culoarea vânătă ca și sânul său păros și încărcat cu umezială, curgea în jurul numai rouă. Mai mult, când apăsa cu mâna norii care pluteau în jurul până la mare depărtare, se auzea zgomotul ploii ce răpăia necontenit. Ținându-se de el, veneau și alte numeroase vânturi, înaripate și purtând burdufuri mari pline cu apă. Porniți deasupra acestei lumi și înecați-o pe de-antregul, a răbufnit spre vânturi Zeus. Notul a început să zboare, urmat de celelalte vânturi aducătoare de furtuni. Ploi nesfârșite se vărsau deasupra lumii, în șiroaie, în timp ce Zeus arunca și el cu fulgerele în oameni. Iris, zeița curcubeu, zeița cu aripi de aur, sugea apa din mări și lacuri și umplea burdufurile norilor secate după atâtea ploi. Ploaia cădea, tot mai avană peste oameni, peste pământ, peste câmpii. Semănăturile piogoare fusese în noroi trântite. Speranța muritorilor de a se hrăni prin munca lor de piogoare se pierdea și deznădejdea cuprinse mulțimile. Munca îndârjită dintr-un an pierea pe câmp fără folos. Dar Zeus nu se mulțumea numai cu apele din ploi. A poruncit fratelui său, Poseidon, cel stăpân pe mări, să îl ajute. Acesta a chemat la sine, dintr-un palat clădit în mare, din marmură verde și albastră, pe zeii ce-și aveau sălașul sub albiile fluviilor. Dați drumul forțelor pe care le aveți în stăpânirea voastră, a spus Poseidon zeilor de cum au intrat în palat. Astfel ne poruncește Zeus. Deschideți deci zăgazurile și lăsați libere să curgă puhoaiele ca într-un vârtej peste pământ și peste oameni. Poseidon își sfârșise vorba. Zeii priveau nedumeriți, ar fi întrebat de ce și cum.
dar la un semn al lui Poseidon au trebuit să se retragă, să plece spre mătcile lor. S-au îndreptat către izvoare, le-au deschis larg gurile reci, apele au țâșnit bogate și au năvălit urlând pe văi. În acest timp, zeul Poseidon își luase furca cu trei dinți bătută în mărgăritare și o izbi de o stâncă cu un sunet înfiorător. Pământul se cutremurase, stânca se despicase în două. Vinele apelor pleznite de violența izbiturii scrâșniseră ca niște lanțuri lupte de o mână de uriaș. Apele tăinuite acolo se repeziră afară, sărind nebune peste stânci, în lungi pâraie zgomotoase, cu coame albe pe spinare, ca niște cai înspăimântați. Râuri și fluvii prea umflate se și vedeau săltând din mătci. Se năpusteau spre câmpii și nimiceau semănături, smulgeau copaci din rădăcini și luau cu ele oameni, vite, case și așezări întregi. Toate ar fi fost cum ar fi fost, dar când și învolburata mare a început să se reverse, să-și zvârle apa ei sărată în lungi torente peste țărmuri, răspândind moarte și prăpăd, sorți de scăpare n-au mai fost pentru sărmanii pământeni. Purtând în clocote turbate tot ce mai era viu prin lume, apa se întindea mereu. Hotare nu mai avea marea. Nici nu se mai zăreau limanuri negre sau verzi pentru scăpare. Zadarnic se tot trudeau unii în bărci sau plute ușurele să mai răzbească prin puhoi, sfârșitul lor era aproape. Pe câmpuri, unde mai înainte culegeau roade muritorii, în sate, unde se jucau copiii cu râsete zglobii, era acum domnia mării. Prin crengile copacilor înalți, semeți, odinioară cu frunțile scăldate în soare, lunecau peștii argintii. Frumoasele nimfe ale mării, fiicele zeului Nereu, purtând în păr mărgăritare, la gât și raguri de mărgean și pe veșminte flori de mare și scoici și fluturi de sidef, treceau în not peste podgorii și prin livezi sau se plimbau pe străzile orașelor. Delfinii cutreierau codrii, se avântau sprinteri printre crengi. Leilor galben ca nisipul, tigrilor și mistreților și a altor fiare sângeroase nu le mai era de folos puterea mare ce aveau. Păsări cu aripile întinse străbăteau zile întregi văzduhul căutând să-și afle un locșor unde să poată poposi. Căutau zadarnic și la urmă cădeau în ape fără vlagă ca niște frunze veștejite dintr-un copac bătut de vânt. Imensa revărsare a mării acoperea întreg pământul și pentru întâia oară valul se legăna pe vârf de munte. Cei mai mulți oameni au pierit, alții, puțini, scăpați cu zile pe câte o creastă mai înaltă, slăbiți de foamea nemiloasă și înghețați de frig, s-au stins de asemeni și au căzut în ape. Numai o barcă mai plutea, o barcă mare, construită parcă anume să înfrunte nebuna furia apelor. Și adevărat, precum se spune, barca fusese pregătită cu vreme multă înainte. Prometeu, tatăl omenirii, avea el însuși un fecior, pe Deucalion, ce era rege la Fitia, în Tesalia. Și el era căsătorit cu fiica lui Epimetreu și al Pandorei, o copilă plină de haruri ce purta numele de Pira. După ce tatăl Prometeu a fost înlățuit de Zeus, Deucalion și soția lui s-au dus să-i mângâie durerea, iar Prometeu, care avea darul prevestirii ca și bunicul său, Uranus, i-a spus așa lui Deucalion: ia seama, fiule, că Zeus vrea să nece tot pământul sub un potop nemai văzut și o să distrugă oamenii. Planul lui nu va izbândi dacă tu ai să mă asculți. Să-ți faci o barcă zdravănă de lemn să înfrunte apa și furtuna. Pune întrânsa hrană multă și apă de băut din plin. Când vor începe ploile, prin ploi vrea Zeus să înnece pământul nostru, tu te urcă îndată pe corabie. Vâslește neînfricat cât timp ploile acelea vor dura, iar cerul când s-o limpezi, cată în zări și vei vedea un singur vârf semeț de munte ce nu va fi cuprins de ape. Acel munte este Parnasul. Îndreaptă-ți barca într-acolo și ce va fi, vei mai vedea. Ascultând sfatul tatălui, Deucalion și-a pregătit barca de cum s-a înapoiat acasă. Și când s-au pornit ploile și-a luat pe draga lui soție, s-au urcat amândoi în barcă, gata de drum către Parnas. Apele au crescut într-una, Elada s-a acoperit pe tot întinsul ei de valuri. Numai o barcă mai plutea, era barca lui Deucalion. Ploaia mai încetase parcă. După aproape 9 zile de necurmată scurgere,
norii erau secătuiți, oricât îi tot adăpa Iris și cerul se mai limpezise. Deucalion a zărit Parnasul și a vâslit mai încordat, luptându-se din greu cu marea până ce a ajuns acolo. Vântul și marea i-au izbit în niște stânci barca de lemn și barca i s-a sfărâmat. Fiul lui Prometeu și-a luat sub brațul stâng soția dragă și doar cu dreapta a notat până ce a ajuns la mal. Scăpat din valuri, Deucalion privia, încă înspăimântat, pustiul verde al apelor. La pieptul său strângea Pepira, înfrigurată și flămândă, dornică de un adăpost. Legenda spune că din slavă i-a zărit pe cei doi oameni zeița Temis, Titanida, împărțitoare de dreptate. Temis s-a apropiat de Zeus și, arătându-i tot pământul scufundat sub noian de ape, a glăsuit: „Mărețe Zeus, dreptate ți-ai făcut destulă. La Hades morții vin și rag și nu se mai sfârșesc la poartă. Din mii și mii de oameni câți viețuiau până acum, au mai rămas pe lume doi. Pentru un sat de frigieni și un rege din Arcadia ce te-au nemulțumit pe tine, plătit-au mult prea mulți și așa. Lasă-i pe acești doi în viață.” „Cine sunt ei și cum se cheamă?” a întrebat Zeus în sfârșit. „Se cheamă Deucalion și Pira. El este rege tesalian. Norocul le-a surâs și iată-i se află în muntele Parnas. Au suferit și ei destul. Deci, pentru numele dreptății, te voi ruga în genunchi să-i ierți.” Zeus, ascultând-o pe Temis, s-a îmblânzit. Și după 9 zile și 9 nopți, în cea de-a 10-a s-a îndurat să facă semn. La acest semn s-a repezit Eol până la peștera unde îl ținuse pe Boreu și i-a dat drumul de îndată. Boreu, când s-a văzut scăpat din peștera întunecoasă, s-a avântat în largul său, suflând voios, a risipit norii la mare depărtare și într-un ceas sau poate două cerul s-a înseninat de tot. Aflând că ploaia s-a oprit, Poseidon și-a lăsat din mână tridentul său cel fermecat și în același clipă marea și-a încetat tot zbuciumul. Pe urmă a chemat la sine pe un fiu ce se chema Triton, un monstru al apelor marine căruia i-a cerut să sune înapoierea apelor în mări, în fluvii și în lacuri. Triton a luat o scoică mare și a sunat din ea prelung. Apa, supusă, a început să vie către matca sa. Colinele au răsărit de sub povara undelor și în timp ce apele scădeau, pământul parcă se înălța de undeva dintr-un fund. După aceste 9 zile, pădurile își arătau din nou coroanele înverzite, deși frunzele mai păstrau încă nămolul apelor. Se liniștise iarăși lumea. Râuri și fluvii se scurgeau în albiile lor, tihnite, de parcă n-ar fi fost tot ele acelea ce necaseră atâția oameni pe pământ. Marea se legăna domoală și visătoare în matca sa și parcă nu-ți venea a crede că ea, haină și turbată, se nepustise peste țărmuri, urlând și făptuind prăpăd. Privind până departe în zări, peste pământul fără viață și fără oameni, Deucalion a simțit că-i curg lacrimi amare pe obraz. Și el i-a spus soției sale: „Numai tu, Pira, ai rămas în lume, singură cu mine, dar mă gândesc, ce inimă ai fi avut, iubită Pira, dacă și eu mă înecam? Cum îndurai atâta frică? Cine-ți mai mângâia durerea? Eu, cel puțin, dacă destinul făcea să pieri înaintea mea, te-aș fi urmat, m-aș fi zvârlit în valurile spumegânde. Bine că am scăpat amândoi, deși suntem atât de singuri. De ce nu am și eu putere ca înțeleptul Prometeu, părintele meu chinuit pe stânca din muntele Elbrus? De ce nu pot și eu să fac din apă și pământ alți oameni?” Vorbind, se coborau pe coasta muntelui Parnas. Când, iacătă zăresc în cale apele râului Cefis. „Semn bun”, a glăsuit bărbatul. „Râul ce sfânt ne-a tăiat drumul. Să ne spălăm în unda lui de rele și necurățenii și poate drumul mai departe ne-o fi mai lin și mai cu spor.” Rostind cuvintele acestea, Deucalion și soția lui s-au cufundat în unda rece. După ce s-au spălat pe trup, pe plete și și-au stropit veșmintele cum era datina străbună, au pornit vesel iar pe cale. Nu prea departe de Cefis era templul zeiței Temis. Preoți nu mai erau acolo. Focul n-avea deci cum să ardă. Pe ziduri templului creșteau în voia lui mușchiul cel verde. Deucalion și soția Pira au curățat sidul de mușchi și au aprins focul pe altar și au făcut cele de cuvință pentru ca Temis să se simtă îndeajuns de mulțumită.
dar în același timp cei doi au căzut în genunchi pe trepte și, sărutând marmura rece, au implorat-o pe zeiță. Tu, care ești bunica noastră și ocrotești dreptatea în lume, tu, ce hălăduiești în slavă și stai lângă stăpân, ascultă, milostivește-te, zeiță, învață-ne cum putem face ca să se umple iar pământul cu oameni și alte vietăți. Coborându-se apoi noaptea, cei doi soți s-au culcat în templu. Deucalion a văzut-o în vis pe Temis venind lângă el. În zorii zilei i-a spus Temis, părăsiți templu și porniți amândoi unde vă duc ochii. Dar focul cine îl va păstra, a întrebat prin vis bărbatul. Focul va arde de la sine. Și oameni, noi cum vom aduce pe acest pământ acum pustiu? Să luați, a spus zeița Temis, oasele străbunicii voastre, mergând de-a lungul fluviilor, să zvârliți oaselei în urmă și oamenii vor răsări. Spunând cuvintele acestea, zeița a pierit din vis. Deucalion s-a trezit îndată și a strigat soției sale. Pira, în vis, în timpul nopții, mi s-a ivit bunica Temis. M-a învățat ce-i de făcut să-i reînviem pe oameni. Numai că povestind soției cele pe care le visase, aceasta a început să plângă. Oasele străbunicii noastre ar fi o crimă neiertată să risipim aceste oase zvârlind cu ele peste tot. Dar stai, s-a luminat bărbatul, nu-i Gheia străbunica noastră? Ba da, s-a bucurat femeia, e Gheia, e pământul însuși. Oasele ei sunt pietrele, atunci totul e limpede. Deucalion și soția sa au luat în brațe multe pietre, apoi mergând de-a lungul văilor, le azvârleau în urma lor. Unde cădeau aceste pietre, ele se prefăceau în oameni. Cele pe care le aruncase Deucalion se schimbau în bărbați puternici, iar celelalte, azvârlite de mâna moale a soției, deveneau niște fete mândre. Astfel, pentru a doua oară, prin Deucalion și soția lui, s-au ivit oamenii pe lume. Iar în humă era viață, erau semințe rotnice, căldura soarelui făcea semințele să încolțească. Din ele s-au născut pe urmă, cum spun legendele străvechi, viețuitoare, mii de spițe, de plante și de animale. Lumea s-a înmulțit din nou, mai mult decât la început. Deucalion și-a făcut o casă, viețuind cu soția lui în pace, respectat de toți. În casa asta i-a născut Pira soțului său un fiu pe care l-a numit Elen. Acesta e, după legendă, strămoșul grecilor, numiți în vremurile vechi, Elini. Zeus era numit adeseori tatăl zeilor din cer, pentru că majoritatea zeilor îi erau fii și fiice. Pe ceilalți, Poseidon, Hades, Hestia, Demetra și Hera, el îi salvase din pântecul lui Cronos, dându-le viața a doua oară. În sfârșit, mai este numit tată sau părinte al zeilor și al lumii, pentru că el pretindea că oblăduiește totul pe zei și pe oameni ca un adevărat părinte, adică plin de bunătate și înțelegere. Bazileii sau regii elini se intitulau și ei părinți ai orașelor sau ținuturilor pe care le cârmuiau. Din pricină că legendele arătau pe Prometeu drept creator al oamenilor, ei sunt numiți uneori fiii lui. Cei vechi socoteau că din haos s-a despărțit pământul de cer, uscatul de apă și aerul pe care respiră oamenii de eterul ce subțire și curat. Sus de tot era eterul, de sub aerul obișnuit, jos pământul despărțit de apă. Iris, cea cu aripi de aur sau curcubeul, era în mitologia elinilor socotită drept ocrainică a zeilor, după cum Hermes era pristavul lui Zeus. Ea zbura cu iuțeala vântului. Era în același timp și o zeiță a norilor. Sugea apele din râuri și mări și încărca norii sleiți după ploi. Iris era fiica lui Taumas, un zeu marin, a Electrei, fiica lui Ocean, având deci de la amândoi părinții origine acvatică. Taumas era fiul Gheiei din căsătoria ei cu Pontul, un alt zeu al mărilor. Dând această complicată genealogie prin legende pline de poezie, își explicau elinii faptul că după ploaie apare curcubeul în culorile lui atât de minunate. Zeul Nereu, reprezentat în mitologia elinilor ca un bătrân venerabil, era considerat tot un fiu al zeiței Gheia, Pământul, și al pontului. De altfel, zeii mărilor erau mai mulți, dar Poseidon era cel mai mare dintre ei, stăpân olimpian al tuturor apelor.
Nereu, căsătorit cu Oceanida Doris, avusese 50 de fiice. Ele erau cele 50 de nimfe nereide. Imaginea fabuloasă a acestor nimfe a pătruns în mai toate basmele popoarelor sub forma unor zâne ale mării, așa cum apar și în creațiile noastre populare. Adeseori, aceste zâne ale mării sunt numite în basme sirene. Cei vechi își închipuiau însă sirenele ca pe niște fete cu trupurile jumătate păsări ce locuiau numai într-o insulă a lor, aflată între Capri și coastele Italiei. Muntele Parnas, situat în vechea Grecie, între Dorida și Focida, înalt de 2459 de metri, era locul unde sălășuia zeul Apollo și cele 9 muze. Celor vechi li se părea muntele acesta nespus de înalt. Poetul Ovidiu, ale cărui minunate metamorfoze a stat adesea la baza alcătuirii unora dintre aceste legende, spune în cântecele lui că Parnasul își înălța două dintre vârfurile sale până la stele. Era deci firesc să-și închipuie că acesta a fost singurul refugiu în timpul potopului. Legenda potopului este comună aproape tuturor popoarelor până în Africa și America de Sud, dovadă că în timpul foarte, foarte depărtate, păstrate în amintirea oamenilor numai prin povești, au avut loc mari ploi torențiale, cu tremure și scufundări. Locuri uscate au fost acoperite de ape și alte ținuturi marine au devenit pământuri fertile. Biblia narează și ea legenda despre un potop din care s-a salvat Noe cu arca lui sfătuit de Dumnezeu. La Elin, locul lui Noe îl ține Deucalion, sfătuit de Prometeu, tatăl său. Coincidența este izbitoare, interesant însă faptul că Deucalion, noul părinte al omenirii, spre deosebire de Noe, se salvează împotriva voinței divinității supreme. Titanida Temis fusese, după unele legende, soția titanului Iapet, deci mama lui Prometeu și a lui Epimeteu. Era deci firesc ca ea să intervină în favoarea nepoților săi, Deucalion și Pira. Despre Triton vom mai aminti când va fi vorba în amănunt de zeul Poseidon. El simbolizează urletul valurilor și era reprezentat printr-un zeu marin cu coadă de pește, ținând la gură o scoică în care suna, făcând furtuna să se dezlănțuie sau să înceteze. Râurile, apele curgătoare din izvoarele de munte, apele care fertilizează pământul, adapă oamenii și vitele și spală necurățenile, se bucurau la Elin de un respect deosebit și erau socotite sfinte. Ei credeau că apa poate spăla uneori nu numai necurățenia, ci și relele, necazurile. Ca pe toate celelalte elemente ale naturii, Elinii personificau și râurile, socotindu-le fiii și fiicele lui Ocean, de unde izvoreau și unde se reîntorceau. Ele erau reprezentate de cele mai multe ori prin niște oameni cu trupuri de tauri, purtând și coarne, semnul puterii. Ca un omagiu față de apele curgătoare, în lucrarea lui Munci și zile, Hesiode recomandă călătorului ajuns pe malul unui râu să-și spele mâinile și să se purifice, altfel riscând să-și atragă mâna zeilor. La cei vechi, unele râuri aveau sanctuare și altare proprii și în cinstea lor se organizau sărbări. Tradiția aceasta naivă s-a păstrat la unele popoare ca o mulțumire a binefacerii pe care o aduc râurile. Aceasta mai cu deosebire în țările cu climă secetoasă, unde apa lipsește adesea, ca în Egipt, Spania, Italia, etc. Și în folclorul nostru, apele ocupă un loc deosebit. Multe râuri, ca Oltul, Mureșul, etc., au balade și legende legate de numele lor. Tot așa cum Deucalion și Pira curăță templul lui Temis, vedem și în basmele noastre pe eroii populari, ajungând în peregrinările lor la Sfânta Miercuri, Sfânta Vineri, cărora trebuia să le aducă apă, să le facă focul, să le curețe casa și grajdurile, primind în schimb o răsplată. Sfânta Vineri, de pildă, nu este altceva decât Venera sau Venus, numele latin al zeiței Afrodita. Numele de Sfântă Miercuri vine de la zeul Mercur sau Hermes, după cum Marți vine de la zeul Marte sau Ares și Joi de la Joie, Jupiter sau Zeus.